Bine ați venit în nou episod din Mademoiselle Coco. De data aceasta îl vom face puțin altfel, adică vom asista pur și simplu la un workshop de gătit sau un atelier de gătit ro-vegan. M-am gândit să pregătim masa de Crăciun ca să vedeți cât de ușor se poate pregăti o masă în stil ro-vegan. Am multe ajutoare aici de față. Bine ați revenit, bine ați revenit pentru cei care ați mai participat la workshop-urile mele. Vă invit să gătim masa de Crăciun în stil ro-vegan. Asta înseamnă că nu vom sta o zi întreagă în bucătărie, vom sta doar câteva ore împreună, însă la final va ieși o delicioasă masă și dacă nu ați participat la acest workshop, puteți să băgați mâna în foc că este mâncare gătită, ca la mama acasă. Meniul pe care m-am gândit să-l preparăm astăzi împreună, și avem și doi copii aici participanți, va fi format din icre ro-vegane, nu vă zic deocamdată din ce, să descoperim împreună pe parcurs. Chifteluțe ro-vegan, sărmăluțe, salată de beof și cozonac ro-vegan. Prima rețetă va fi, vom găti chifteluțele, care conțin semințe de floarea soarelui pe care le-am hidratat în prealabil, fulgi de drojdie inactivă, susan, roșii uscate, condimente, usturoi și cam atât. Uite, Ani o să înceapă că ea mai lucra cu aparatul și știe, așa, și după aia trecem... Da, oplinguri, da, 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 da. Ioana, ai pus oplinguri acolo sau lingurițe? Linguri, da. A, așa. Fulgi de drojdie inactivă. Uite, ia și tu măsura asta mai... Ideea e că semințele de floarea soarelui sunt hidratate, s-au umflat și imită foarte bine gustul de carne. Deci sunt cele mai asemănătoare, da, cu carnea. Da. Acum, mărimea... Voi știți ce mărime vă doriți la chifteluțe, dar fiecare după mărimea dorită. Le modelăm și le dăm prin susan. Pentru cozonacul ro-vegan vom face întâi un blat. Da, exact ca la cozonacul obișnuit, doar că în loc de făină albă vom folosi făină de ovăz. Aici avem pulci de ovăz pe care îi transformăm în făină și după care venim cu crema din nuci, miere de albine, cacao, stafide. Iar avantajul dulciurilor ro-vegane este că le putem îndulci cu miere naturală sau cu alți îndulcitori naturali, spre deosebire de dulciurile tradiționale care sunt îndulcite doar cu zahăr. Știm că mierea nu este bine să o folosim, să o coacem, pentru că devine toxică și cancerigenă. Nucile le-am hidratat, deci tot ce înseamnă nucă, este delicioasă, nucă, curmală, smochină, absolut tot se hidratează. Întâi să trecem să facem blatul. Adică să facem făină din pulci de ovăz. Așa. După ce am făcut făina, facem gemul din curmale, smochine și stafide. Și punem toate ingredientele în aparat. Așa. Să vezi ce bun e la gust. Așa. Și atât. Gemul acesta trebuie să ne iasă destul de lichid. Adică o să-l facem așa și o să vedem că e destul de gros. Și atunci nu mă ajută foarte mult. Că blatul, făina are nevoie de mai mult lichid, da, de mai multă apă. Îl facem așa și mai adăugăm apă ulterior. A, și mai punem niște apă. Ca să-l facem mai apos. Așa. Acum vin și cu untul. Uite, acum pui tu untul. Cu lingurița, hai. Da. Dar nu totodată. Pui câte o linguriță, da? Așa. Așa, perfect. Să iasă ca o cremă, dar nu neapărat foarte fină, că e bine să se simtă nuca mai tare, știi?
toată lumea e gata, da? Bun, acum trecem la ultima etapă și cea mai drăguță, când rulăm cozonacul. Ne ajutăm de folie să desprindem puțin blatul și la final prindem capetele și chiar le împingem destul de tare, chiar dacă se mișcă cozonacul, tocmai pentru a-l rotunji și să nu rămână mult spațiu, da? Pentru sarmale avem nevoie de următoarele ingrediente. Hrișcă, nucă românească, hrișcă am hidratat-o la fel, nucile sunt hidratate, condimente, semințe de floarea soarelui, sare, piper, morcov proaspăt, psilium, fulgi de drojdie inactivă, iar pentru sosul de roșii cu care vom veneni deasupra sarmalelor avem nevoie de roșii proaspete, puțin ulei de măsline și cotoare de la varză. Când o să înfoliem sărmăluțele, o să tăiem cotoarele și palele folosim în sos, deci nu aruncăm nimic, da? Și verdeață, bineînțeles. Prima dată mixăm nucile românești, semințele, punem semințele, da, le punem toate, hrișca o lăsăm la final, o amestecăm în bol. Punem și ceapa în blender, da? 4 legături de ceapă verde. Pătrunjel, uite aici. Așa, am pus și pătrunjelul. Transferăm toată compoziția într-un vas mai mare, imediat. Da? Și amestecăm cu hrișca pe care am hidratat-o în prealabil. Pregătim foile de sarmale. Și e gata sărmăluța, da? Da. Una de la tine. Următorul fel pe care îl vom prepara în această seară este salata de beof. Ia să vedem dacă știi cineva ce conține salata de beof. Cred că știu eu. Așa. Conține morcov, da? Zinine, porumb, castraveți și gogoșari, graținoțel, da? Mazăre congelată, măsline negre și verzi, iar maioneza bănuiesc că nu este una obișnuită, cartofi nu e cazul că ar presupune să fie fiert. Așa. Și maioneza din caju hidratat, sucul de la lămâie, ulei de măsline și sare după gust. Merită aplauze, da? Deci a sintetizat toată rețeta. Eu zic să voi să începeți să tocați, da, că așa vă stă bine, și cineva prepară maioneza. Da. Dar maioneza, ca să iasă galbenă, și nu ai știut tu, pentru că nu ai văzut pe masă, vom folosi turmeric. Da? Turmeric. Ultimul fel din această seară, icrele vegane. Vom prepara icre din caju. Au un gust foarte bun și se prepară foarte, foarte repede. După care așezăm masa. Uite, Mirela taie ceapa cu Sebastian. Ulei de măsline, suc de lămâie, lapte de migdale, fulgi de drojdie inactivă și ceapa. Nu-l amestecăm foarte mult, ca să rămână așa mai exact ca icrele. Exact, să mesteci, da? Dragilor, aceasta este masa noastră de Crăciun. Vă mulțumesc că ne-ați urmărit. Vă mulțumesc vouă, în primul rând, pentru participare. De fiecare dată zic că acesta este cel mai frumos atelier, dar acum a fost cel mai frumos atelier. Vă invit și pe voi luna următoare la viitorul atelier pe care îl vom pregăti aici, la Rococo. Și nu uitați că rețetele le găsiți în descrierea de pe YouTube. Vă așteptăm! Până anul 1900, 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 1